Și am revenit și cu această parte în care voi face bobocei. Acești frumoși bobocei. Da? O să folosesc firul de la petale, da? Cel de la Naco, lame fin. Culoarea 5498 MV, da? Mă scuzați. Voi folosi croșeta de 1 mm la acesta pe care îl lucrez cu firul blă, da? Și fac ringul, iar în acest ring voi lucra un ochi de lanț și 4 piciorușe mici. Și fac 1, 2, 3 și 4. Da? Strâng, vin în primul ochi și fac un ochi alunecat. Da? Acum, un ochi de lanț și voi lucra nu din primul ochișor, din al doilea, câte 2 piciorușe mici în fiecare ochi. Și fac 1 și încă unul în același ochi. Mai departe, în următorul, 1 și încă unul în același ochi. Da? În următorul, 1 și încă unul în același ochi. Și în ultimul, 1 și încă unul în același ochi. Am 8 piciorușe mici, da? Acum voi lucra aici un ochi alunecat. Voi tăia acest fir și voi merge în continuare și voi face 1, 2, 3, da? Iau pe croșetă o dată și intru în același ochi. Și fac un picioruș dublu, dar neterminat. Deci nu mă duc să-l termin. Iau pe croșetă, mă duc în ochiul următor. Mai iau o dată. Așa. Și iar fac un picioruș dublu neterminat. Iau pe croșetă și mă duc în același ochi. Și fac un picioruș dublu neterminat. Acum iau pe croșetă, mă duc în ochiul următor și fac un picioruș dublu neterminat. Am 5, da? Trec prin toate, un ochi. Acum fac 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Și mă duc și mă prind aici, în ochiul în care am făcut ultimul picioruș dublu neterminat, cu un ochi alunecat. Da? Mai departe. Fac 1, 2, 3, iau pe croșetă și mă duc în același ochi. Și fac un picioruș dublu neterminat. Iau pe croșetă, mă duc în ochiul următor și fac și aici un picioruș dublu neterminat, iar iau pe croșetă, mă duc în același ochi și îl fac și pe cel de-al doilea. Iau pe croșetă și mă duc în ochiul următor și fac un picioruș dublu neterminat. Trec prin toate un ochi. Și fac 1, 2, 3,
4 ochiuri de lanț pe care le prind aici, în ochiul în care am făcut ultimul picioruș dublu neterminat. Da? Mai departe. 1, 2, 3. Iau pe croșetă, mă duc în același ochi și fac un picioruș dublu neterminat. Iau pe croșetă, mă duc în ochiul următor și fac 1, mai o dată pe croșetă, mă duc în același ochi și îl fac și pe cel de-al doilea. Iau pe croșetă, mă duc în ochiul următor și fac decât 1, da? Iar acum prind și trec prin toate un ochi și fac 1, 2, 3, 4 și le prind cu ochi alunecat în ultimul ochi. Da? Mai departe. Fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Iau pe croșetă în același ochi, picioruș dublu neterminat. Iau pe croșetă în ochiul următor, voi face 2 piciorușe duble neterminate. 1 și încă unul în același ochi. Da? Iau pe croșetă și mă duc în ultimul, care coincide cu cel de aici, da? Și fac 1 dublu neterminat, trec prin toate un ochi, 1, 2, 3, 4, da? Și mă duc și mă prind aici cu ochii alunecați. Acum, bag croșeta din spate aici, prind firul meu și îl trag pe spate, aici, da, unde nu o să se vadă, și fac un ochi de lanț și tai cât mai aproape ca să fac economie de fir, da? Să-i trecem și firul metalic. Gata. Acesta este bobocelul meu. Da? Acum o să-i fac partea verde. V-am spus, cu firul de la bombon cristal. Imediat o să caut eu să văd dacă găsesc eticheta cu firul, să vă dau și vouă. Găsit-o. Uitați, aceasta este și este culoarea 98228. Da? Bombon de la NACO. Da? Este de la NACO. Acest fir. Acum vom merge cu acest fir și vom lucra în felul următor. Tot cu croșeta de 1 mm. Vom face ringul, da? Și vom face acest bobocel mic, îl vom lucra cu firul verde, la fel ca acesta. Da? Deci bobocelul mic îl lucrați la fel ca acesta. Cum l-am lucrat mai devreme, numai că schimbați firul. Da?
Iar acum vom face partea aceasta verde de aici. Și facem în felul următor. Punem. Deci, facem ringul. Facem ringul, da? Facem un ochi de lanț. Și în ring lucrăm 4 piciorușe mici. 1, 2, 3 și 4. Da? Închidem. Și venim aici în primul ochi. Și închidem. În felul acesta. Da? Acum, facem un ochi de lanț și nu lucrăm în primul, lucrăm în acesta de aici. Și facem unul și încă unul în același ochi. În fiecare ochi mă duc și fac două piciorușe mici. Cel de-al doilea fac unul și încă unul. În următorul fac 1 și încă 1. În următorul 1 și încă 1. Până aici s-a repetat totul. Prind, da? În primul cu un ochi alunecat. Fac un ochi de lanț și tai acest fir. Până aici s-a repetat cum am făcut și la celălalt, da? Acum vreau să fiți atente. Avem un ochi de lanț, mai punem încă unul, 3, 4 ochiuri de lanț. Da? Deci avem 4 ochiuri de lanț. Luăm de două ori pe croșetă și în același ochi mă duc și mai fac un picioruș triplu, dar neterminat. Iau de două ori pe croșetă și mă duc în ochiul următor. Și iar fac o dată de două ori. Este neterminat, da? Iau de două ori pe croșetă, mă duc în același ochi. O dată, de două ori. Este neterminat. Iau de două ori pe croșetă și mă duc în ochiul următor. O dată, de două ori. Și este neterminat și trec prin toate. Și fac 1, 2. 3, 4, 5. Mă duc și prind aici în primul. La fel ca mai devreme, numai că mergem cu niște piciorușe mai mari. Da? Acum facem 1, 2, 3, 4. Luăm pe croșetă de două ori. Ne ducem în același ochi. O dată, de două ori. Luăm de două ori, ne ducem în ochiul următor. O dată, de două ori. De două ori. Mă duc în același ochi. O dată, de două ori. De două ori pe croșetă în ochiul următor. O dată, de două ori. O dată,
de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Da? 5 ochiuri de lanț. Și mă prind aici cu un ochi alunecat. Mai departe. 1, 2, 3, 4. Iau de 2 ori și mă duc în același ochi. În acesta de aici. Da? Acesta este același. O dată. De 2 ori. Iau de 2 ori pe croșetă. Mă duc în ochiul următor. O dată. De 2 ori, iau de 2 ori pe croșetă și mă duc în același ochi. Deci repet, da? De 2 ori, mă duc în ochiul următor. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Și mă prind în același ochi. Ochi alunecat. Da? O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Mă duc în același ochi. Uitați, aici este același ochi. O dată, de 2 ori. Iau de 2 ori, mă duc în următorul și fac același lucru. Mai iau de 2 ori, mă duc în același ochi. Acum de 2 ori și mă duc în ultimul ochi care coincide cu cel de aici, da? Trec prin toate. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori și mă duc și prind aici. Cu un ochi alunecat. Da? Acum, mă duc din spate și ies aici. Iau firul și îl trag pe spate. Da? Am tras pe spate și fac un ochi alunecat. Un ochi de lanț, mă scuzați. Tai cât mai aproape. Așa. Felul acesta. Da? Și acum o să vă arăt cum se fac bobocei. Prima dată o să facem un bobocel așa. V-am spus, îl lucrați numai ca pe acesta, numai că lucrați cu firul verde. Da? Aveți nevoie de o sârmă în două. Observați, este pusă în două. Care are... de centimetri. O să bag pistolul în priză. Și o să facem în felul următor. Pentru început o să băgăm din dos, da, cu sârmulițele noastre pe centru, uitați, exact aici pe centru, o să introduc această sârmă.
Da? Acum o duc de mai sus în felul acesta. Și voi face acest bobocel mic de care v-am zis eu vouă. Da? Deci bobocelul acesta, numai că voi îl faceți cu verde. Aștept să se încălească pistolul. O să facem apoi și asamblarea. În sfârșit începe să iasă. Când este așa mai tare, o să vă arăt imediat ce îi fac eu. Pun, da? Dar eu ar trebui să mai stau un pic să aștept, dar nu. Uitați ce îi fac. Aprind. Da? Îl încălzesc. Iar acum este fierbinte. Și o să mă duc aici. O să fac în felul următor. Uitați. O să prind prima mea petală în felul acesta. Mă duc cu a doua, o desfac și o lipesc de partea aceasta. Mă duc cu următoarea aici în mijloc unde este siliconul, da? Și o lipesc de partea aceasta. Și cu ultima, pe care pun silicon acum. Vin și o lipesc peste toate. Și în felul acesta am bobocelul meu. Deci acesta, acum îl fac cu bricheta, acesta este bobocelul cel verde, da? Dați cu fir verde pe sârmă și ați terminat acest bubuc. Ca să-l facem pe acesta, îi băgăm acum partea cea verde cu dosul, da? Ieșim pe față cu sârmele prin mijloc, da? Îl ducem sus, iar aici, pe partea aceasta, de jur împrejur, voi da cu silicon și voi pune bobocelul meu. Acum îi închid frunzulițele peste. În felul acesta, ca să se lipească foarte bine. Da? Pun aici silicon și dau cu firul meu peste. Voi puteți da și cu hârtia aceea creponată, cu ce aveți. V-am mai spus, cu ce vă permiteți.
Da? Se iasă și frumos, dar și avantajos. Că dacă dați o anumită sumă pe materiale și le dați foarte ieftin, de exemplu, mai rău faceți pagubă decât să vă ajutați. Cred că am dreptate. Și mă duc până în capăt sus, da? Am terminat bobocul meu. În felul acesta. Acum s-a uscat cât de cât. Acesta este bobocelul meu, acum îl deschid. Da? Deci, am făcut cu voi acești boboci. Da? Acum ne vom revedea unde vom face o rămurică, să zic așa, o ramură din această orhidee. În următoarea parte ne apucăm de asamblare.